Am dat o îmbară. Am dat o bară atât de rău. Nu știu dacă sunt în pericol sau dacă voi merge la închisoare sau ce, dar, Doamne, am dat o îmbară. Nici măcar nu știu cum o să trăiesc cu mine însumi de acum încolo. Totul a început miercuri în bucătărie la birou, în timp ce băgam resturile de mâncare chinezească în cuptorul cu microunde. Brian s-a lăsat pe spate în scaun, invitându-l pe Dave să vină sâmbătă să aprindem groapa de ziua lui. O mică adunare, a spus el. Eu nu sunt niciodată invitat la chestiile astea. Niciodată. Îmi spun că este din cauza că sunt în conducerea inferioară. Dar știu adevărul. Sunt ciudat în preajma oamenilor și mă străduiesc prea mult de cele mai multe ori. Omule, obișnuia să fac un pui a fumat grozav pe vremuri, l-am întrerupt. Nu am fumat să pui în viața mea, dar n-am fost încrezător că nimeni nu mi-ar fi cerut să o fac. Să ai o petrecere grozavă, Brian. Nu știu de ce am intervenit. Cred că mă săturasem să fiu ignorat. În timp ce mă îndreptam spre ușă, cu orezul prăjit, aburind, Brian m-a invitat la petrecere. M-am oprit cu mâna la un pas de clanță. Sigur că nu am auzit bine. Știu că e o prostie să recunosc, dar a trebuit să-mi reduc zâmbetul cu câteva semne ca să nu arăt ca Patrick Bateman când m-am întors și-am acceptat. Încă mi-am inteles ce am spus. A, omule, sunt grozav la cadouri. Ne vedem acolo. Stupid, 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 știu. În realitate, sunt groaznic la cadouri. Săteam pe canapeaua mea ponosit și căutam idei pe internet de aproape o oră fără noroc. În cele din urmă m-am hotărât la un cadou glumă, ceva care poate fi reofertat între băieții cool de la birou, ocazie după ocazie. Am mai pierdut încă 15 minute imaginându-mă cum băieții ar fi împărțit cadoul și ar fi vorbit despre cum eu am început totul. Cât de spiritual și amuzant am fost. Aș putea fi chiar o legendă a biroului. Știu că e crud, dar Brian spusese că va fi o adunare mică. M-am gândit la câțiva băieți de la birou și poate un prieten vechi sau doi. M-am decis să mă inspir din zilele mele de facultate și să caut pe internet o păpușă gonflabilă. Mi-am tras răsuflarea în timp ce parcurgeam prețurile scandaloase. Tocmai când eram pe cale să renunț și să aleg o păpușă gonflabilă de modă veche, am găsit un anunț de la Bad Dolls for You și era perfect. Numele păpușii era listat ca fiind alis. Scurta descriere de sub poză proclama un gust din țara minunilor. Nu m-am putut abține să nu chicotesc. Păr blond, ochi albaște și puțin peste 100 de dolari cu transportul a doua zi inclus. Mi-a trecut prin minte că acel preț ar putea fi folosită. Dar, sincer, mai conta oare? Nimeni nu avea de gând să ia parte la nicio activitate cu ea. Cel puțin speram că nu. Ea urma să fie cadoul elefantului alb care se împărțea între băieți." Ea era moștenirea pe care urma să o lasă în urma mea, pe măsură ce urcam în ierarhie." Cu ea, băieții ar fi știut în adâncul sufletului că sunt unul dintre ei și m-ar fi putut invita la ieșirile din baruri și de la petreceri." Ea m-ar fi izbăvit de această singurătate îngrozitoare." Doamne, am fost atât de prost." Fără să mai ezit sau să citesc, am apăsat cumpăra acum." Eram amețit. Era perfectă. M-am întins în pat în acea noapte, imaginându-mi șocul pe fața lui Brian când a... o să deschidă cadoul. Băieții ar fi urlat de râs. M-ar fi bătut pe spate. Avea să fie grozav. În dimineața următoare m-am trezit cu un plus de entuziasm în pas. Am fedonat în timp ce treceam aburul peste cămașa cu guler și mi-am făcut un zâmbet spumos în oglindă în timp ce mă spălam pe dinți. În timp ce mă plimbam spre bucătărie pentru a-mi lua ceașca de cafea, s-a auzit o bătaie rapidă la ușă. Nu putea să fie, nu așa de vreme. Și totuși când am deschis ușa apartamentului meu, acolo se afla o cutie mare. Eram entuziasmat, am trânt repede cutia înăuntru și am trântit ușa. În entuziasmul meu am deschis cutia ca un animal sălbatic. Am vrut folia de ambalaj de pe partea de sus și m-am oprit. Era frumoasă, sigur, dar nu exact așa cum o arăta anunțul. Părul ei blond era puțin ciufulit, ca o păpușă din copilărie uitată pe fundul unei cutii de jucării. Un ochi era de un albastru cristalin și limpede, iar celălalt era de un galben ciudat. Îmbrăcămintea ei de piele pătunsă, cu ulei strălucea în lumină, parcă nu era perfectă, dar era de ajuns. Cu doar 10 minute înainte de a trebui să plec la serviciu, i-am periat aspru părul nu avea să câștige niciun premiu, dar era mai fină decât înainte. Uitându-mă înapoi la cutia distrusă, mi-am dat seama că nu eram sigur unde să o pun. Primul meu gând a fost să o las afară, dar dacă ar fi fost o urgență de întreținere, nu vreau cei de la birou să creadă că sunt un ciudat. Mi-am mușcat buza și m-am hotărât să o bag în dulap. Am băgat repede înăuntru și am ieșit pe ușă. La munca trebuie să stau peste program. Totul părea atât de banal știind ce muncă aveam de făcut acasă. Mă hotărăsem să-i trag părul lui Alice în codițe pentru a-i netezi și m-am părul și s-o verific încă o dată pentru a mă asigura că nu scăpase nimic altceva în tatonarea mea de dimineață cu ea. Vinovăția de a fi plecat cu 15 minute mai devreme de la serviciu nu mă bântuia așa cum ar fi făcut-o în general. Am deschis ușa apartamentului meu și am strigat, Iubito, am venit acasă? Râsul meu a fost întrerupt când am intrat în dormitor și am găsit-o pe Alice, întinsă pe plapuma din patul meu. Am înghețat. Cineva fusese în apartamentul meu și o mutase. M-am apropiat în cea de pat, uitându-mă la Alice. Cu siguranță. Arăta la fel. Dar cu toate acestea, am decis să sun la biroul care se ocupă de apartamentul meu pentru a vedea dacă au trecut băieții pe acolo pentru vreo problemă. Potrivit femeii nerăbdătoare care a răspuns, nimeni nu intrase în apartamentul meu. Un sentiment straniu m-a cuprins, dar m-am gândit că un entuziasmul meu de dimineață am deschis ușa dulapului, dar din nou. Din nu știu ce motiv, am așezat-o pe Alice pe patul meu. Eram emoționat și probabil că mă grăbeam. Uneori sunt tuituc. Oricum ar fi entuziasmul meu se stinsese. Am tras-o și am netezit părul lui Alice în condiție înainte de a o așeza în dulap și de a închide ușa ferm. Cu toate astea, cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât mai mult, nu avea sens faptul că fuzesem neglijent în dimineața asta. Mi-am petrecut o bună parte din noapte gândindu-mă la surpriza mea perfectă. M-am culcat puțin mai devreme în seara asta. Mâine aveam să mă descurc, era a doua zi era petrecerea. După o cină rapidă la televizor, am alunecat în pat. Gândul la Alice, stând acolo și privind spre tavan, a revenit. M-am rostogolit de câteva ori, dar în cele din urmă, m-am luat somnul M-am trezit băios cu certitudinea teribilă că cineva se holba la mine. Iar am cimentat pe spate, cu ochii fluturând rapid spre tavan. Pe măsură ce ochii mi s-au ajustat, am putut distinge ceva care plutea la câțiva centimetri de fața mea. Mi-am înăbușit un țipăt în timp ce mi-am întors încet capul spre figura din întuneric. Alice era plecat în patru labe, cu gura deschisă mult prea larg pentru ceea ce era destinat. Ceva din creierul meu, ceva primitiv, care îi ajutase pe strămoșii mei să supraviețuiască în pădure cu fiare carnivore, mi-a spus cu mare certitudine că dacă nu m-aș fi trezit când m-am trezit, m-ar fi mâncat. Gura ei ar fi continuat să pocnească și să întindă ca un șarpe și m-ar fi înghițit cu totul. Am împins-o cu putere și am sărit în picioare pe cealaltă parte a patului. Teroarea m-a cuprins în timp ce mă zbăteam să scap din dormitor. Mi-am aruncat privirea înapoi în camera mea, așteptându-mă ca Alice să tragă de clanța din partea cealaltă, cu folcile zvâgnind dezlânțuite la piept, dar nimic nu s-a mișcat prin crăpătura ușii. Am aprins lumina din cealaltă parte a ușii și am așteptat. Mi-am ținut răsuflarea, dar nu am auzeam nimic peste vuietul tensiunii arteriale din urechi. Încet am crăpat ușa, cum pe descrisă. M-am urcat apoi înapoi pe pat și m-am plecat să văd pe Alice întinsă pe podea, Capul ei era întors pe o parte, într-un unghi care prevestea un găt Ochii ei galben priva visător sub patul meu. Arăta altfel, mai palidă, aproape cenușie. Obrajii ei tinerei acum erau înfundați. Părea moartă de mult timp. Hei, am strigat. Nu mă așteptam să răspundă, dar am simțit o ușurare când nu a tresărit. Nu se va mișca atâta timp cât o privesc. Nu știam de unde îmi venise gândul, dar știam că este adevărat. M-am întors cu reticență pentru a-mi porni laptopul. Mi-am dat seama mult pe atât că ar fi trebuit să citesc și restul anunțului. Ceva era foarte, foarte în cu această păpușă. Alicia a marcată ca fiind stoc epuizat, dar anunțul era încă acolo și l-am putut citi. Un gust din țara minunilor. Păpușa perfectă pentru dușmanul tău lasă aspectului încântător de frumos să le inducă un fals sentiment de siguranță înainte ca această dulce Alice să se transforme într-o regină a inimilor. Taie le capetele! Doar trei zile până la dulcea, dulcea ta răzbunare. Alice își va elimina stăpânul la treia zi, așa că te rugăm să te asiguri că a fost dăruită unui nou stăpân înainte de acest moment. Vă sfătuim să nu lăsați nicio adresă de retur. Acesta nu este un cadou pe care doriți să vi se întoarcă. Bântuire fericită! Îmi simțeam stomacul plin de gheață. Urma să mor. Această păpușă blestemată avea să mă omoare. Mi-am aruncat laptopul de perete și am plâns. M am dus în garaj, am luat niște frânghei ieftine rămasă în camera mea și două lacăte vechi de bicicletă și m-am apucat să o leg pe Alice. Nu știam ce aveam de gând să fac, dar nu puteam risca să se mai miște. Aș fi murit de atac de cord înainte ca ea să aibă ocazia să mă omoare. Deși în momentul de față s-ar putea să nu fie cea mai rea variantă, jos cu capetele lor, mi-a trecut prin minte. Somnul nu m-a mai găsit în acea noapte, dar la primele ore ale dimineții am luat o decizie. Nu vreau să mor. M-aș fi dus la muncă, aș fi păstrat aparențele, iar sâmbătă i-aș fi dat lui Brian. În acea dimineață la serviciu eram complet distras. Alice era legată de canapeaua mea, dar gândul că nu o puteam vedea mă îngrijora. La prânz am închis ușa biroului meu, și am sărit când colegii mei au bătut la ușă și aproape am vomitat când a sunat telefonul. La un moment dat va trebui să mă duc acasă. La un moment dat va trebui să o împachetez pe Alice, să-i pun o fundă strălucitoare și să-i o dau lui Brian. La un moment dat aș fi fost un criminal. În ciuda dorinței mele de a termina cu totul, am fost ultimul care a părăsit biroul. M-am oprit rapid la magazin pentru niște hârtie de împachetat. Intenționam să mă duc direct acasă după aceea și să mă ocup de Alice, dar m-am oprit mai întâi la un bar pentru câteva pahare. După ce m-am împiedicat ușor, am intrat în casa mea. Când am aprins lumina, inima mea a ieșit din ritm. Mi-am dat doi pumni în piept de două ori, înainte ca crampele din piept să se calmeze. Alice nu era așa cum o lăsasem. Sătea în centrul sufrageriei cu capul înclinat pe spate, cu o mună ridicată în pumn, ținând un cuțit de măcelar, gata să se îndrepte spre tavan ca o sabie de luptă a învingătorului. Arăta mai mult ca cadavru putrezit decât a frumusețe. Mă săturasem de păpușă ăsta nenorocită. Am spus cuțitul de măcelar din mâna ei nu și-am întins-o pe podea. Nu aveam niciun gând în timp ce o fășuram, Când am terminat, semăna cu un cadavru învelit în hârtie de împachetare picioasă în loc de cearșaf. O zi de naștere fericită, într-adevăr. Nu mai puteam să aștept, nu mai puteam risca să se despacheteze singură. Am luat-o pe Alice cu mine și am sprijinit-o de peretele garajului, în timp ce am înclinat scaunul pasagerului până la capăt și am împins-o înăuntru. Habar nu aveam ce le voi spune forțelor de ordine dacă voi fi tras pe dreapta, dar nu puteam risca să nu fiu cu ochii pe ea. Puțin după ora 11.45, mi-am oprit farurile când am tras în fața casei lui Brian. Aproape că am plecat. Am început să plâng din nou. Am trecut chiar și mașina înapoi în marșalier cu piciorul apăsat puternic pe frână, dar hâtia de împachetat a fost din slab. Epuizat și la limita unei crize psihotice, am împins schimbătorul de viteze înapoi în parcare și am ieșit din mașină cu grijă în liniște, am dus-o pe Alice la ușă. Am sunat repede de patru ori la sonerie și am fugit la mașină. Cauciucurile mele au scârțit în timp ce m-am îndepărtat de casă cu suficient timp pentru a o vedea pe Alice căzând prin ușa deschisă. Nu m-am dus la petrecerea lui Brian, nu am putut. Vinovăția m-ar fi urmărit pe tot parcursul weekendului, Abia am mâncat, abia am dormit. Când am făcut-o, Alice era acolo, cu cuțitul de măcelar în mână, cu carnea putresită, fluturându-i din maxilar, în timp ce striga cu o voce animatronică muribundă, jos capetele lor. Azi e luni, stau la biroul meu. Am deschis de puțin peste o oră. Brian nu a apărut și nici nu a sunat. Chiar înainte de a posta asta, m-am întors și am verificat anunțul de pe Bad Dolls for You. Am vrut să-l citesc din nou, să mă asigur că nu mi-a scăpat nimic, dar anunțul a fost actualizat. Am mai rămas doar una în stoc. Comandați acum! Când aveam șase ani, cel mai bun prieten al meu locuia în dulap. Numele lui era domnul Pip. Știu la ce te gândești probabil. Era doar un copil cu o imaginație hiperactivă, nu? Ei bine, greșit. Eram obsedat o emisiune TV numită Mica aventură uimitoare a lui Annie. Nu te obosi să-l cauți, nu am reușit să găsesc nimic despre el pe internet. E ca și cum nu a existat niciodată. Emisiunea începea întotdeauna cu Annie singură în camera ei. Se uita direct în cameră, zâmbea febril, apoi făcea un semn răutăcios telespectatorului să o urmeze. Apoi se de tras pe ușa de la dulapul ei, bătea de trei ori, iar ușa se deschidea, dezvolind o lume capricioasă, până până la refuz de peisaje multicolore vibrante și o abundență de personaje ciudate, asemănătoare de senelor animate. Preferatul meu era domnul Pip. Domnul Pip o însuțea pe Annie în toate escapadele ei nebunești, recepționând în mod animat ce exagera la fiecare situație ciudată în care se aflau personajele. Domnul Pip era un clov îmbrăcat într-o salopetă cu buline, cu pantofi mari și cu o perucă roșie strălucitoare pe cap. Mi-a plăcut să-l pe cei doi străirind de-a lungul călătoriei lor, în timp ce iarba purpurie se legăna în vârful dealurilor și păsările pluteau pe un cer galben lăptos. Îmi amintesc exact momentul în care l-am întâlnit pe domnul Pip. Mama mă pedepsise și mă trimisese în camera mea fără cină. Primise un telefon de la directorul școlii în acea zi, în care îi descriam în detaliu cum călcasem în picioare creioanele lui Jimmy Hoskin. Complet neprovocat, dar eu știam că fusese provocat pentru că își cersese mucii pe mine la prânz, și, din punctul meu de vedere, a meritat-o. Am făcut o criză de furie, plângând cât de tare mă putea ține corzile mele vocale, pentru ca mama mea să înțeleagă cât de supărat eram. După ce am urlat când m-au ținut plămânii, m-am liniștit, plânsul meu transformându-se în suspinat. Atunci am auzit. Trei bătăi slabe din interiorul dulapului meu. Am tăcut. Mi-am încordat urechile, ascultând cu atenție pentru orice altă tulburare. S-a întâmplat din nou. Trei bătăi ușoare au emanat din ușa dulapului meu. M-am strecurat cu ezitare până la ea și am întors gestul. Am bătut. Cioc, 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 cioc. Bună ziua, Michael! Am sărit înapoi, înnăbușind un țipăt. Capul a început să mi se învârtă, iar palmele au început să-mi transpire. Cine ești tu? Am întrebat, dându mi cea mai bună impresie de tip dur. Mă cunoști, Michael, sunt prietenul tău, domnul Pip. A cântat vocea pe aceeași ton cu care mă obișnuisem să aud. De unde știu că ești chiar tu? Te-ar minți, domnul Pip? Ei bine, nu, Așa este, Michael, domnul Pip nu te-ar niciodată. Domnule Pip, pot să vă întreb ceva? Sigur că da, domnul Pip adoră întrebările. De ce ești în dulapul meu? Am făcut o pauză la asta. Am încercat să mă întreb dacă nu cumva am întrecut măsura, dar după o scurtă perioadă de tăcere tensionată a răspuns. Pentru că locuiesc aici, Michael, dulapul tău este casa mea. Deci tu locuiești cu mine? Da, domnul Pip locuiește cu tine acum. Domnul Pip ar fi putut trăi cu orice fetiță sau băiat pe care și l-ar fi dorit, dar te-a ales pe tine, Michael. Nu ești încântat? Da, da, sunt atât de fericit, am strigat. realizarea faptului că personajul meu preferat din serialul de televiziune urma să locuiască în camera mea, a ajuns în sfârșit în mintea mea și am sărit în sus și în jos ca un iepure. Bine, bine, și domnul Pip este fericit. M-am întors spre ușă și am început să trag de ea. Hai să ne jucăm un joc, domnule Pip. Ani merge. Ușa s-a trântit brusc. Nu! A urlat domnul Pip cu o inflexiune amenințătoare care a făcut să-mi curgă gheață prin vene. Lacrimi fierbinți mi-au curs din ochi și am început să plâng din nou. Te rog, nu plânge, Michael. Domnul Pip îi pare rău că te-a speriat. S-a scuzat el dezumflat. De ce nu pot să mă joc cu tine? Am flecărit cu lacrimile curgând mi pe obraj. Pentru că aceasta este casa domnului Pip. Domnul Pip nu este pregătit încă să primească vizitatori. Bine, am urmărit eu abătut. O, oh, domnul Pip știe ce te va înveseli. Un joc. Ce fel de joc? Jocul cu întrebări. Voi pune pe rând întrebări și dacă le răspunzi corect, primești câte un punct. Domnul Pip a ceripit, părând că și-a revenit la vechea sa veselie. Bine, pun pariu că voi câștiga. Domnul Pip nu era foarte bun la jocul cu întrebări ne-am jucat ori între și nu a ghicit niciun răspuns corect. Domnul Pip a vrut să știe mai multe despre casa mea și familia mea. A ghicit chiar că tatăl meu pleca la miezul nopții la muncă. Întotdeauna a plecat la ora 8. Ce, ce gâscă prostuță. Ne-am jucat până când a venit timpul meu să mă duc la culcare. Am adormit într-un somn liniștit, bucuros, că acum aveam noul meu cel mai bun prieten, care sunt în o companie. Mai că e timpul să te trezești pentru școală, a strigat mama, scuturându-mă să mă trezesc. Ah, oh, m-am trezit, am gemut, frecând în bleneș. Somnul de pe ochi. Mama s-a îndreptat spre ușa dolapului meu pentru a mă îmbrăca și a m mă pregăti pentru ziua de azi. Un val de panică m-a străbătut ca un fulger. Nu, nu, mamă, nu poți să te duci în dolap, acolo locuiește domnul Pip. Am implorat-o rugându-se să nu deranjeze sanctuarul prietenului meu. Michael, toate hainele tale sunt acolo. Nu cred că domnul Pip se va supăra dacă iau repede o cămașă de aici. Nu, Mama mea a ignorat strigătele mele. Am deschis ușa și... Nimic. Vezi, nu e nimeni aici. Acum du-te și spală pe din să rog. M-am supus cu părere de rău, aruncându-i mamei mele o privire vexată în timp ce era cu spatele. Mi-am petrecut restul dimineții, înmurmurind la gândul că mama o speriase pe domnul Pip. Am rămas să calcei tot pe topacul de școală, ceea ce a însemnat că am primit un bilețel pentru director din partea doamnei McLemore. După ce m-am întors de la școală, mi-am aruncat ghiozdanul pe podea și m-am îndreptat spre camera mea. Cum a fost ziua ta, m-a întrebat tata, cu ochii lipiți de ziar. Bine." M-am încoiat în camera mea, nerăbdător să aflu dacă domnul Pip mai era încă acolo. M-am apropiat de ușadul la meu și am bătut, apoi am așteptat. Și am așteptat. Poate că nu m-auzise, așa că am încercat din nou. Odată ce a devenit evident că bătăile mele vor rămâne fără răspuns, m-am întâlnit în pat și mi-am îngropat fața în pernă. Lacrimile au început să-mi curgă din ochi, apoi am auzit ciocănitul. Am sărit din pat și am alergat spre ușă, abia reușind să-mi stăpânesc bucuria. M-am grăbit să bat din nou la ușă. Bună, Michael! Domnule Pip, credeam că te-ai mutat pentru că mama a intrat în dulapul meu. Oh, nu, Michael, domnul Pip nu te va părăsi niciodată. Ei, de, de ce nu te-a văzut mama? Domnul Pip a intrat adânc în dulapul tău ca să nu-l găsească mama ta. Domnul Pip nu a vrut să o sperie. Oh, am, am înțeles. Poți să intru să mă joc? Am făcut o pauză lungă. Hai să mai jucăm un joc. Eu voi face un zgomot de animal și tu ghicești ce este. Oh, sunt bun la jocul ăsta. Hai să ne jucăm. Domnul Pip și cu mine ne-am jucat până când am picat într-un somn liniștit. Lucrurile au continuat așa luni de zile. În fiecare zi mă grăbeam cu nerăbdare în camera mea pentru a-i povesti domnului Pip totul despre ziua mea. Părinții mei nu l-au înțeles niciodată pe domnul Pip așa cum l-am înțeles eu. În mintea lor era doar o născocire a imaginației mele, un mecanism de adaptare pentru toți copiii care se luau de mine la școală. Într-o seară am auzit vorbind despre el. Daniel am primit un alt telefon de la profesorul lui azi. Notele lui sunt din nou în scădere. Trebuie să vorbești cu el despre acest prieten imaginar nu mai iese din camera lui, iar când iese nu se mai concentrează la teme. Tatăl meu a suspinat. Știu, dragă, m-am gândit că poate dacă îi dăm puțin spațiu, toată treaba asta se va rezolva de la sine. Ei bine, nu este așa. Crezi că e hărțuit la școală? Adică înainte era atât de activ, iar acum se închide în camera lui toată ziua. Este o posibilitate. Lasă-mă să vorbesc cu el și să încerc să-mi dau seama ce se întâmplă. Apoi putem decide ce să facem mai departe. L-am auzit pe tatăl meu ridicându-se de pe scaun și începând să se îndrepte spre camera mea. Am zburat înapoi în patul meu și m-am pregătit pentru discuția incomodă pe care știam că o să urmeze. Tatăl meu a bătut la ușă. Hei, amice, te, te super dacă intru? Bine, am urmărat sperând că pot să trec cu vederea întrebările lui tata astfel încât să mă lase în pace. S-a așezat lângă mine în pat și și-a pus o mână pe omorul meu. Michael, este totul în regulă? Și tu, cu școala și alte chestii. Ai, ai, petrecut cam mult timp aici în ultima vreme, iar mama ta și cu mine începem să ne facem griji. Da, totul e în regulă, tată. Vreau doar să mă joc cu domnul Pipa, tot. Prietene, știu că o să sune dur și nu vreau să o iei în mod greșit. dar domnul Pip nu este real. Trebuie să încep să-ți faci prieteni de vârsta ta." Mi-am strâns pumnii în timp ce furia a urcat în prim planul emoțiilor mele. Tata pur și simplu înțelegea. Eu nu-l cunoștea pe domnul Pip așa cum îl cunoșteam eu. Domnul Pip este real. Este cel mai bun prieten al meu. Vorbesc cu el în fiecare zi." Nu am vrut să fac asta puștile, dar vreau să-ți arăt că domnul Pip este inventat. S-a mutat spre dulapul meu și a apucat de mâner. Ușa s-a deschis înainte ca el să aibă ocazia să o apuce. Bună ziua, Daniel! Tata a scos un țipăt cu al îngrozitor. În fața lui se afla domnul Pip. Nu arăta deloc ca la televizor. Din capăt și neau fire de păr roșu strălucitor și zbârcit, care îi presăreau scalpul în pete urâte și inegale. Machiajul său nu fusese refăcut de ceva timp crepături de păianjă în care se întindeau de-a lungul vopselei de față lipite. mascara îi curgea din ochi dungi negre ca jetul, dând iluzia că a fi plâns în toxic. Costumul său cu buline era murdar, iar lacerațiile adânci erau vizibile clar prin hainele zrânțuite. Și zâmbetul acela, domnul pipa radiat la tatăl meu, etalând rânduri și rânduri de dinți ascuțiți și simțați. Zâmbetul lui Strum se dintea imposibil de larg, dinții galben sclipind ca niște cuțite de bucătărie în miniatură. Toată a privit îngrozit. Doar o secundă înainte de a mă lua în brațe și de a ieși în fugă pe ușă. I-am furat o privire, domnului Pip, tremurând incontrolabil, în timp ce mă luptam cu toată situația asta. Ochii lui s-au fixat la mine, cu același zâmbet josnic de neclintit. Nu mai văzut ultima oară, Michael, și data viitoare vom juca un joc care îți va face sângele să pompeze cu adevărat. Chicoterile lui demențiale reverberau pe hol, provocând un fior în suflet în timp ce ușa dulapului meu se închidea încet și scățeind. Ne-am mutat la scurt timp după aceea. Părinții mei au chemat poliția, dar după o percheziție am a casei noastre. Nu au dezvoluit nimic ieșind din comun. Ne-am plimbat luni și luni între moteluri ieftine până când am reușit să găsim casa noastră actuală. Pe măsură ce trecea, amintirile mele despre domnul Pip au început să se estompeze. În cele din urmă, mi-am făcut prieteni și de curând am început liceul. Dar în seara asta, toată acea teamă anterioară s-a prăbușit peste mine ca un val tsunami, pentru că în timp ce scriam aceste rânduri, trei bătăi ușoare au venit din dulapul meu. Știu cum sună asta, dar vă rog, înainte de a judeca, ascultați-mă. Nu mă pot duce la poliție. Când am încercat, au râs de mine la secție, apoi m-au închetat. Mi-au eu la casa, au făcut-o bucăți. Stau pe podea o sufrageriei mele, înconjurată de lucrurile mele pe care le-au distrus. Cred că nu-i pot învinovăți. Dar chiar și după ce nu au găsit nimic, nu au vrut să mă asculte. Nu am amenințat că mă vor interna, mai ales că eu și soțul meu suntem principalii suspecți. Îmi iubesc fica și soțul meu o iubește ne-am străduit foarte mult pentru ea. Am vrut-o și ne-am bucurat enorm când a intrat în viața noastră. A fost specială din prima zi. Plângea foarte rar. Se uita direct la tine și zâmbea în timp ce vorbei. A chicotit, a zâmbit, s-a bufnat și, în general, a avut o personalitate atât de mare pentru un bebeluș. Pe măsură ce a crescut, la fel a crescut și personalitatea ei. Acum, la vârsta de șase ani, este amuzantă și isteață. Are întotdeauna o replică pregătită și vorbește adesea ca un copil mult mai mare. Săptămâna trecută și-a pierdut unul dintre dinți și i a primit pentru prima dată vizita zânei măseluță. Ea a remarcat. E cam ciudat că o zână colecționează o grămadă de dinți de copii. Am râs și am râs. E genul de copil care este atât de plăcut să fie în frașma lui, încât toți cei pe care îi întâlnește o adoră. Am botezat-o Lulela. Am poreclit-o Lulu. Soțul meu a crezut că sunt prea mult sălă într-un nume, dar mi-a plăcut atât de mult că nu s-au opus prea mult. Ziua în care s-a născut a fost cea mai fericită zi din viața mea, iar ziua în care a dispărut a fost cea mai grea. Am băgat-o pat, i-am citit câteva capitole din Peter Pan și a adormit înainte de a ajunge în țară de niciodată. Mă mă asigura că lumina ei de veche era conectată și că avea un pahar cu apă pe noptieră, apoi am salutat fruntea. Am împachetat câteva cadouri de Crăciun și am așteptat ca soțul meu să ajungă acasă. I-am încălzit cina și ne-am uitat la de Grinch în pijamale înainte de culcare. Întotdeauna se ducea în camera ei pentru a-i spune noapte bună când ajungea acasă, așa că eu în timp ce mă îndreptam spre dormitorul nostru, el se ducea în al ei. Diana, unde e Lu? M-a strigat el din capătul holului. Ce vei să spui, nu e în pat? I-am răspuns. Nu a spus el cu o urmă de panică în glas. M-am repezit pe hol ca să-i deschid ușile dulapului ei. Lu, unde ești, dragă?" a spus el. Am verificat imediat fereastra. Era încă închisă. Am verificat sub pat, înainte de a ieși în fugă din cameră și le-a verificat peste tot în casă. Atât ușa din față cât și cea din spate erau încă încoiate, iar ea nu ar fi putut să le reînchidă dacă ar fi ieșit din casă. Toate ferestrele erau închise, în plus. Erau oricum prea grele pentru ca ea să le poată deschidă. Eu și soțul meu am căutat prin toată casa, strigându-i numele în panică. După mai bine de două ore de căutări, am sunat la poliție. Ne-au luat declarațiile în timp ce noi plângeam, încercând să le explicăm că nu avea cum să fie ieșit afară sau să fie intrat cineva. După 12 ore de la dispariția ei, echipele de căutare cercetau cartierul. Au luat amprente de pe toate garniturile de la ferestre și de pe clanțe. Nu s-a găsit nimic și din comun. Apoi, întrebările au început să vină spre mine. Chiar și soțul meu a început să pună la doială povestea mea. Cred că dacă rolurile au fi fost inversate și eu aș fi făcut-o. Am luat-o de la școală după tura mea de la magazin pe 7 decembrie. Am venit acasă și am luat o gustare și a făcut temele și a colorat. Ne-am uitat la un episod din ceva și am luat cina și apoi am pus-o la culcare ca în fiecare seară. Dar a fost singură cu ea. Nimeni altcineva nu ne-a văzut făcând aceste lucruri, deși că suspiciunea era de înțeles. Când m-au interogat, au am rămas la povestea mea, pentru că era în lebi de adevărată. O iubesc pe Lulu, întotdeauna o voi iubi. După 12 ore de interogatoriu, mi-am amintit câteva lucruri ciudate despre care Lulu vorbise în ultima vreme. Clasa ei o învățase despre fazele lunii, iar eu o ajutasem pe Lulu cu o temă pentru acasă cu o săptămână înainte. Trebuie să decupăm diferite forme, să le lipim pe o bucată de hârtie ca pe un ceas să le etichetăm pentru fiecare dintre diferitele faze, în timp ce decupam semiluna în creștere, i-am întrebat Mamă, cum putem ști diferitele faze ale lunii, dacă nu le putem vedea? Am fost luată prin surprindere pentru o clipă înainte de a râde și le-i spune Putem vedea diferite tipuri de lună. Tu și cu mine, îți aduce aminte că am fost să privim stelele și am văzut luna care era doar o mică fărâmă, dar și am văzut-o când era doar un cerc mare. Lulu și-a spâncinele și mi-a spus nu prea cred, mamă. Luna este totdeauna mare când o văd. Scump, o s-ar putea să-ți amintești doar când luna este mare și frumoasă, dar îți promit că poți vedea fazele lunii pe tot parcursul lunii. Iar ridicat din numeri și a continuat să tai și să lipească diferite forme pe hârtie. O altă conversație pe care am avut-o, probabil primăvara trecută, a fost despre cum te urmărește luna în timp ce conduci. Eu o să-mi amintesc că eram mică și stăteam pe bancheta din spate a mașinii părinților mei privind cerul. Luna chiar te urmărea sau cel puțin așa pare. I-am explicat lui Lulu că luna urmărește pe toată lumea pentru că este atât de mare. Nu a fost ușor să explic perspectivele și obiectele planetare unui copil de 5 ani. Așa că am lăsat lucrurile, așa. Ea a fost serioasă în răspunsul ei. Nu, mami, luna mă urmărește mai aproape, ocupă tot cerul și este mereu lângă mine. Am râs la acest lucru și am spus, se pare că luna este foarte aproape pentru că o putem vedea, dar de fapt este foarte departe. Este ca și cum soarele părea să ocupe tot cerul atunci când este afară, pentru că este atât de strălucitor, iar luna ocupa atât de mult din cer atunci când este întuneric, pentru că reflectă lumina soarelui. Am auzit Liniștit pe macheta din spate și în timp ce mă uitam în oglinda retrovizoare, am văzut-o cum își încrucișea brațele și se uita pe fereastră. Soarele nu mă place. După cum am spus, era amuzantă fără efort. Lu, soarele nu are sentimente, este doar o stea. Am început eu Nici luna nu are sentimente E doar o lună Ea privit cu nostalgie pe geamul banchetei din spate Pentru o clipă înainte de a spune Luni nu-i place când spui asta Poate că ar trebui să o interoghezi mai mult Poate că ar fi trebuit să continui conversația de acolo Dar nu te gândești la luna care îți fură fica Atunci când ea spune doar lucruri ciudate Așa cum fac copiii Cel puțin eu nu m-am gândit Apoi, ultima noastră conversație, chiar înainte de a citi Peter Pan, mă băgam în pat și l-am carte de pe rapt când mi-a spus În seara asta luna e rece, mami." M-am uitat pe fereastră și am văzut o lună plină care se uita la mine. Așa se numește luna plină din de decembrie? L-a dat din cap cu entuziasm. Ai învățat asta la școală săptămâna trecută?" T am întrebat așezându-mă pe scaunul de lângă patul ei. Aha." Uh -huh. Și luna mi-a adus aminte astăzi. A zis că este foarte puternică și că ar trebui să vin cu ea. Am chicotit la ea. A, chiar așa? Dar ea nu mi-a zâmbit. Dar m-a privit fix în ochi și a spus. Mi-a spus că nu vreau să merg. Dar nu cred că pot refuza luna. Nu-ți face griji, luna nu te va prinde. Ești siguranță cu mine. O să mă asigur că tata te verifică când ajunge acasă. Părea încă nerăbdătoare, dar după câteva capitole am văzut ochii somnonoși cum se închid. Am sperat că va visa să zboare în țara de niciodată, la fel ca personajele. În timp ce chidea în cartea și o așeza lângă paharul ei de apă de pe noptieră, am admirat luna de la fereastră. Chiar părea mai mare, mai aproape, aproape ca și cum aș fi putut să mă întind pe fereastră cu o coadă de mătură și să o ating. Am crezut că e o super lună. Nici măcar nu mi-a păsat să caut pe Google un răspuns la întrebarea de ce e așa de mare și frumoasă. M-am dus, mi-am pus pijamalele pe mine și am așteptat ca soțul meu să ajungă acasă. Știu, știu că pare o nebunie. Soțul meu și polițiștii, cred că eu am făcut-o. Nu mai probabil că și tu crezi la fel. Și sincer, și eu am crezut că am un nebunit. Era gata să mă predau. Să recunosc că am avut o cădere nervoasă sau ceva și că nu mi-am ce am făcut cu fica mea. Dar... Dar luna este încă plină. Au trecut 22 de zile de când Lulu a dispărut și în fiecare zi în care mă uit, luna este plină. Pe om nopții e dominant și mare, ca și cum s-ar bucura, ca și cum mi-ar zâmbi și mi-ar spune Uau ești cu mine, Așa că ai spus că nu pot. Când i-a spus asta, soțul meu m-a făcut nebună. A spus că era o jumătate de lună afară, dar eu văd lună plină și cred că și ea mă vede pe mine. Pipop, Ecranul calculatorului a devenit negru când a apărut interfața. Acum se încarcă. Mihaela, versiunea 1.2. Bună ziua! Cu ce te pot ajuta astăzi? Scopul meu a fost să creez un chatbot cu inteligență artificială care să poată să răspundă la orice întrebare cunoscută de om. Acesta ar fi parcurs Wikipedia și alte site-uri informative și ar fi acumulat fiecare bit de cunoștințe despre știință, istorie, medicină, apoi tot ce trebuia să facă utilizatorul era să pună întrebarea. Pot să zic că am fost inspirat de avansurile tehnologiei în acest domeniu din ultimile luni și ținând cont că de mulți ani îmi doream să fac acest lucru. Acum aveam din ce în ce mai multă motivație să și termin acest proiect. Aș putea spune că e un fel de Google, dar mai rapid, cel puțin din punctul meu de vedere. Am lucrat la el cel mai mult cât timp am fost în carantină, dar când s-au ridicat restricțiile, nu am mai fost așa de pasionat de acest proiect și pot să zic că l-am lăsat să stea acolo, pe computerul meu. Dar în urmă cu o au început să mă mănânce degetele și l-am deschis, urmând să-l perfecționez. În curând, stăteam la monitor și îmi flexam degetele. Apoi am scris prima întrebare. De ce este cerul albastru? Mihaela mi-a răspuns particulele din atmosfera pământului împrăștie lumina solară iar lumina albastră se împrăștie mai mult din cauza lungimii sale de undă scurte. Noi numim acest lucru împrăștiere Rayleigh. Care este sensul vieții? Mihaela mi-a răspuns 42. Am chicotit în sinea mea. Am programat asta manual ca o referință la ghidul autostopistului galactic și apropo de extraterestri. Mihaela, există extraterestri? Ea mi-a spus că paradoxul Fermi afirmă că probabil nu suntem singuri în univers. Totuși, nu avem nicio dovadă de viață extraterestră. Chiar și acum, cu o tehnologie avansată, oamenii nu știu că sunt singuri în univers. M-am oprit din tastat. Am recitit răspunsul Mihaelei. Am citit din nou și ar trebui să fi fost în mod normal. Oamenii nu știu dacă sunt singuri în univers. Și atât. Ha, un, un alt bug. Va trebui să trec mâine prin cod cu ochiul pe nas, linie după linie, ca să văd unde este această problemă și de ce am primit acest răspuns. Dar am tasat următoarea întrebare. Care este viteza în aer a unei rândurnici neîncărcate? Mihaela mi-a răspuns. 24 de mile pe oră. Degetele mele au putit deasupra tastatorii, zâmbind, amintindu-mi de scena aceea din Monty Python cu pasnicul podului și am decis să continui tema. Care este căutarea ta? Mihaela mi-a spus, o căutare este o călătorie în care cineva se angajează pentru a atinge un scop. Care este culoarea ta preferată? i a răspuns roșu. M-am încruntat, ar fi trebuit să spună, computerele nu au culori preferate, dar care este a ta? Îmi petrecusem o zi întreagă, programând-o să recunoască întrebările care implicau tu sau al tău și să răspundă în acest fel. Cum ar fi? Îți place ciocolata? Computerele nu au o părere despre ciocolată, dar ți-e -ți place? Cam de prost gust, cred. Poate că cu atât mai bine că nu a funcționat. Mi-am amintit totuși că este o versiune beta a programului meu și tot felul de probleme erau de așteptat până la urmă. După încă o pauză, m-am decis să pun următoarea întrebare. Este adevărată teoria corzilor? Nu există nicio dovadă solidă a existenței teoriei corzilor. Crezi în Dumnezeu? Computerele nu au nicio părere despre Dumnezeu, dar tu ești credincios? Care este cel mai vechi, hominid? Un schelet de femeie, poreclit Ardi, cu o vechime estimată la 4,4 milioane de ani, găsit în 2009. Începusem să devin mulțumit de răspunsuri, când mi-a venit o întrebare și mai stupidă să pun. Când va muri viața pe pământ? Ea ea mi-a răspuns peste 10.000 de ani. M-am scărpinat în cap. Ar fi trebuit să spună peste 4 miliarde de ani când soarele va intra în faza de gigant roșu. Degetele mele s-au oprit deasupra tastatorii. apoi am tastat. Ce ucide în cele din urmă toate formele de viață de pe pământ? Mihaela a răspuns. Oamenii, cunoscuți după numele de specie Homo sapiens, sunt o formă de viață inteligentă de pe planeta Pământ. În prezent există peste 8 miliarde de oameni care locuiesc pe cele șapte continente. Am strâmbat ochii la ecran, am clătinat din cap și m-am întors la tasatură. Vrei să spui că oamenii ucid toate formele de viață de pe Pământ? Dar i-a scuipat exact același răspuns. Mi-am încordat degetele și apoi am tastat următoarea întrebare. O teamă grea formându-se în adâncul stomacului meu. De ce ai spus că roșu este culoarea ta preferată? Computerele nu au culori preferate, dar care este a ta? Mi-am dat drumul la răsuflarea pe care nici măcar nu mi-am dat seama că o ținusem în mine. Apoi m-am forțat să mă îndepărtez de calculator și am respirat adânc. Revin o țin fire, John. Așadar, Mihai a dus în niște răspunsuri, ușor ciudate. Și ce dacă? Credeam că asta o să se transforme într-un film SF în care Mihaela devine sensibilă și mă ucide în somn. Culoarea mea preferată este albastru, am scris. Mihaela mi-a răspuns. Albastru este o culoare frumoasă. Este asociată în mod obișnuit cu apa, oceanul, safirele, pacea și calmul. După am tastat. Îmi place să not, deci cred că are sens. Ți-ți place să noți? Computerele nu știu să note. M-am întins pe scaun gândindu-mă. Se făcuse cam târziu. Poate voi continua testarea mâine. Și mai trebuia să verific corespondența. Suspinul nu a plecat spre ecranul calculatorului și am stat o ultimă întrebare. Trebuie să ies să iau corespondența. Plouă în acest moment? Buletinul meteo pentru zona noastră spune că în prezent nu plouă, dar va începe să plouă pe la ora 22. Mulțumesc! Cu plăcere! M-am ridicat încet de pe scaun și am intrat în bucătărie. Mi-am luat un pahar cu apă și n-am dat pe gât. În timp ce mă uitam în curtea din spate, puteam să văd mici bucățele de ploaie căzând în fața luminii de pe veranda din spate. La laiba, Mihaela, m-am gândit amuzat. Se pare că nu ești chiar atât de deșteaptă până la urmă. Am lăsat jos paharul și m-am întors în sufragerie, spre dulapul din hol pentru a lua o umbrelă. Dar ochii mei mi-au căzut pe monitorul de la calculator. Și am încremenit. Mihaela îmi trimisese un nou mesaj. Deși eu nu o întrebasem nimic, doar cinci cuvinte strinde de luminoase pe ecran. Nu ieși să iei corespondența. M-am oprit în fața calculatorului. Nu programasem pe Mihaela să spună lucruri fără a fi solicitată. Și de ce mi-ar fi spus să nu ies să-mi iau corespondența? Mi-au trecut fiori pe șira spinării am uitat la ușa din față, apoi mi-am dat jos hanoracul și l-am aruncat înapoi pe scaun. Am închis computerul și m-am așezat în tunelic, cu tot corpul meu care furnica de frică. Să nu ies? De, unde ar fi luat-o oricum? Am stat acolo și mi-am mușcat buza, întrebându-mă. Am mai trecut puțin de o minut până când am auzit țiuitul cauciucurilor care patinau pe drumul alunecos urmată de o prăbușire puternică. Am alergat spre fereastră, afară, un suf gri era oprit în fața casei mele, cu farurile sale, pătrunzând în întuneric. Șoferul le și speriat și se din mașină cu o privire îngrozită și acolo, pe peluză, erau rămășițele zdrobite ale cutiei mele poștale. Mi s-a uscat gâtul. M-am uitat înapoi la computer. Ecranul întunecat să te ne mișcat și tăcu pe masă. Ca și cum ar fi urmărit, ca și cum a fi gata, sunt doar motorul răspuns. Când eram copil, eu și prietenul meu Dolan am fost întotdeauna considerați ciudații clasei. Asta se întâmpla pe vremea când fiecare fetiță era îndrăgostită de cel mai rapid băiat din grup, Așa că în fiecare zi majoritatea băieților din clasă se întreceau în pauză pentru a vedea cine întrecea pe cel mai rapid băia din clasă, alergând până în cealaltă parte a curții mici. De obicei doborând alți elevi în acest proces, eu și Dolan eram singurii doi care nu aveam chef să transpirăm atât de mult încât să pară că am traversat un rău notând până la sfârșitul pauzei. Eram mult mai investiți în alte lucruri. La vremea aceea, lucruri precum anime, supranaturalul și ocultismul nu erau tocmai celebre, iar noi eram probabil singurele persoane din clasă călora le plăceau. După școală de obicei stăteam acasă la Dola, deoarece părinții mei erau de cele mai multe ori plecați la muncă până după amiaza târziu. Mama lui era de obicei închisă în biroul ei, iar tatălui lucrând afară. Asta însemna că, deși nu făceam prea multă mizerie, aveam toată casa numai pentru noi. Exista o singură regulă pe care atât el, cât și părinții lui insistau să o respecte în permanență. Și anume să nu o pomenim niciodată pe sora lui mai mare, Elora. Ea era închisă în camera ei, în tăcere, în cea mai mare parte a timpului, cu doar vizite ocazionale ale mamei sale. Nu-i văzuse în față decât o singură dată, și asta fusese într-o fotografie de familie cu aproape trei ani în urmă, când zâmbea fericită. Era foarte drăguță la vremea aceea, ca să fiu sincer. Mulțumită conversațiilor ocazionale și vași pe care le aveam cu Dolan și cu mama lui despre Elora, ea era o soră foarte bună. E păcea să vorbească tânărul Dolan despre cerul nopții și despre cum își dorea să trăiască acolo într-o zi. Asta până când a căzut în mod misterios în nebunie, de-a lungul unei perioade lungi de timp, până la punctul de a se orbi cu o furculiță de bucătărie. După aceea, camera ei a rămas tăcută de cele mai multe ori când a fost în vizită. Eram sigur că m-a ascultat deoarece pereții erau incredibil de subțiri, iar camera de zi era direct legată de dormitoare și de birou. Uneori când mama ei ieșea din spațiul de lucru pentru a-i oferi mâncare, reușeam să văd interiorul dormitorului ei. Părea dezorganizat și, din câte mi-am dat seama, murdar, dezordonat și acoperit de tot felul de semne ciudate. Eu și Dolan eram cel mai bun prieten de vreo 2 ani. Mi-a spus că, atunci când l-am abordat prima dată, era de fapt foarte rănit psihic din cauza elorei, iar eu l-am ajutat să iasă puțin din carapacea lui. Mi-a spus că nopțile după ce elora a coborât pur și simplu în nebunie au fost incredibil de dureroase, prin de țipete puternice și de vecini care sunau la poliție. Cei mai mulți dintre acei vecini fie s-au mutat, fie au murit la puțin timp după aceea. Mai ales din acest motiv, în ziua în care m-a rugat să rămân peste noapte la el acasă, am început să mă gândesc că ceva ar putea fi în regulă. Petrecerile de noapte se făceau mai ales la mine, pentru că atunci erau acasă părinții mei, iar cei al lui Dolan nu erau. În aceeași zi, după orele de la școală, m-am dus să iau niște lucruri de la casa părinților mei pentru noapte. Mama lui Dolan a fost cea care m-a dus acolo, alături de prietenul meu, în timp ce eu și Dolan am intrat în dormitorul meu și am început să împachetăm niște lucruri. Mi-a confirmat că ceva se întâmpla la el acasă, dar nu a putut să-mi răspundă despre ce era vorba. Când l-am întrebat de ce, mi-a răspuns pur și simplu cu Nu pot descrie în cuvinte, o să vezi diseară. A spus nervos cu un zâmbet slab. Eram doar niște copii, aveam în jur de 9 sau 10 ani așa că m-am lăsat purta de val am terminat de împachetat și am plecat spre casa lui după amiaza, a fost ca de obicei am explorat parcul de afară ne-am jucat puțin am intrat înăuntru, am mâncat tot ce era în frigider și am făcut lucruri normale de copii nevinovați ne-am uitat la Naruto și am vorbit despre invocarea lui cu un ritual dar am decis să nu o facem deoarece amândoi eram speriați să nu chemăm din greșeală altceva Apoi a venit noaptea. Mama lui ne-a băgat în pat. Eu stând pe saltea de rezervă pe care Dola nu o avea sub patul lui, în timp ce mama lui ne îmbrățișa de noapte bună, s-a plecat și mi-a șoptit ceva la ureche. Să nu-i spui numele, stai liniștit. Dola îmi părea că vrea să spună același lucru, judecând după privirea lui. mi am dat amândor ora un deget mare în sus, gândindu-mă că voi afla în curând. De ce vrea să dorm la el acasă? În timp ce ultimile raze de soare străluceau la orizont, Dolan mi-a făcut semn să mă așez lângă el. Ne-am uitat amândoi la fereastră în timp ce se apropia, pentru a vorbi confortabil fără să ne audă nimeni. Îmi amintesc și azi această conversație. Uite, asta este. Mi-a șoptit el arătând spre cerul negru. M-am ne uitat la lună și la stele. Ele străluceau mult mai tare, deoarece locul era într-un cartier foarte tânăr. Luna? am întrebat tocmai cum m-a făcut să tac și mi-a făcut un semn la urechi, dorind să ascult cu atenție. I-am urmat instrucțiunile lui tăcute privind direct la lună. Am așteptat minute lungi care păreau veacuri întregi. Văzând o mai multe stele apărând în depărtare, îmbrățișat acum de întunericul adunc, am început să mă întreb de ce era atât de incredibil de liniște. Fiecare pasăre sau lăcustă, micile creatoare ale nopții, Păreau să fie abandonat locul. Chiar și vântul încetase să mai curgă în momentul în care soarele apusese. Atunci am auzit șoaptele. Era o voce feminină, doar suficient de liniștită pentru a o auzi, dar nu a înțelege exact ce spune. Apoi am văzut o mână slabă și umbroasă ieșind pe fereastra dormitorului elorei. Afara. A spus vocea în timp ce figura a început să se tragă pe fereastră. Era ceva care împiedica să meargă mai departe, ceva ca o frânghie invizibilă care o ținea în casă. Elora? A șoptit în timp ce mă strecuna în sub fereastră cu Dolan, în caz că ne-ar fi văzut. Dintr-o dată, mișcările ei s-au oprit, șoaptele s-au stins. Când mi-am dat seama de greșeala mea fatală, îi rostisem numele. Dolan a fugit la ușa dormitorului în timp ce cel mai puternic țipăt a umplut casa. Era ca și cum o mie de voci strigau deodată, venind din afara camerei. Nu putea fi uman. Pur și simplu nu era. Nu s-a oprit. Când l-am văzut pe Dolan făcând mi semn să închid perdelele, m-am uitat în spatele meu, iar silueta Elorei era chiar la fereastră. Fața ei, acum distorsionată, era acoperită de bandaje îmbibate de sânge și nu părea capabilă să vorbească. S-a izbit cu capul de fereastră, spărgând geamul și intrând înăuntru. Elora m-a apucat de gât, înnecându-mă cu mâinile palide și zgâriate, în timp ce țipetele mele se amestecau cu cealalte strigăte constante. Apoi l-am văzut pe Dolan, împingându-și sora, departe de mine. Elora, oprește-te!" Țipetele lui abia se auzeau între haosul din jurul nostru, în timp ce se lupta cu sora lui, s-au uitat la mine, cu durere în ochi. Ia-mă, te rog! Ia-mă și oprește asta, Elora!" Dolan s a oprit în luptă, în timp ce Elor a atacat cu unghiile ei inuman de lungi. M-am privit pentru ultima oară. Țipetele se stingeau acum. Îmi pare rău, am auzit. În timp ce totul dispărea în întuneric, nu am putut vedea pe fereastră decât figura umbrită a Elorui, ducându-l pe Dolan în sălbăticie. Țipetele s-au potolit în cele din urmă, iar eu am reșinat, auzind-o pe mama lui Dolan încercând să intre prin ușa blocată a dormitorului. Au trecut 5 ani de atunci, eu și familia lui Dolan am pierdut de mult legătura. După incident, eu și mama lui Dolan am încercat să spunem poliției ce s-a întâmplat. Bineînțeles că aceștia au crezut majoritatea detaliilor pe care le-am dat, dar au început o anchetă pentru că Elora și-ar fi ucis sau răpit fratele într-o stare mentală nebună, dar nu au fost găsiți niciodată. Cu ceva timp în urmă, am găsit-o la știri pe mama lui Dolan care a dispărut în circunstanțe necunoscute. Acest lucru pare să se fi întâmplat și cu fiecare anchetator de poliție care a fost implicat cumva în cazul lor. Ca să fiu sincer, cred că am idee despre ce le la cu adevărat. Au spus și numele ei. Fiți atenți acolo, iar dacă nu mai auziți niciodată de mine, știți deja de ce s-ar putea să fi fost așa. Dacă vedeți o siluetă obscură acolo, nu vă apropiați de ea. Poate că rosirea numelui ei nu este singurul lucru care o declanșează acum. Am găsit planurile online. Cea mai bună prietena mea, Lilith, și cu mine am fost întotdeauna interesate de macabru. Bine, numele real nu este Lilith, ci Katie, dar eu îi spun Lilith. Părinții noștri cred că suntem goth, dar nu suntem. Aceștia sunt copii care poartă prea mult tuș la ochi și scriu poezii deprimante. Noi facem lucruri mai mișto, cum ar fi să ținem ședințe de spiritism, să citim cărți de vrăj de magie neagră și să fim obsedate de vrăjitoarele din Salem. Așa că atunci când Lilith a găsit planuri online pentru a-l invoca pe Satan, am fost atât de încântată. Chiar o să încercăm să-l invocăm pe Satan? a șoptit cu inima bătându-mi în piept. De ce nu? A răspuns Lilith în timp ce și-a scos telefonul și mi-a arătat ce a găsit. Este ușor, dar trebuie să desenăm această pentagramă uriașă pe podea și să spunem chestiile astea în franceză. E latină, am corectat eu. Latina nu contează. Și-a dat ochi ok peste cap la mine. Și apoi scriem Satan, cu sânge în mijlocul pentagramei. Sună prea ușor, am spus încruntându-mă. Dacă ar fi fost așa de ușor, nu l-ar fi invocat toată lumea? Tot timpul? Crezi că normanzii vor să-l invoace pe satan? Nu. Și-a desfăcut fermoarul de la geantă și-a scos o cariocă neagră. Atunci hai să ne apucăm de treabă. A fost o muncă grea. Camera mea nu are un covor foarte pufos, așa că a trebuit să desenez fiecare trăsătură de mai multe ori, înainte ca aceasta să fie vizibilă. Ești sigură că asta este cu săpun? Mama o să mă omoare. Tași din gură și continuă să deseneze, a răspuns ea, mă furios cu markerul. După aproximativ 20 de minute am terminat în sfârșit. M-am ridicat în picioare și am admirat lucrarea noastră. O pentagramă într-un cer cu mai multe simboluri ciudate în interiorul fiecarei cavități a pentagramei. Arăta bine. O parte din mine spera că nu se va spăla, cât de supărat ar fi fost mama dacă aș fi avut un circular de somație satanică la proprii pe podea dormitorului meu. U, asta chiar ar fi dat peste cap. Și-a meritat-o pe deplin. De ce nu m-a lăsat să merg la petrecerea lui Sadie? Jur, uneori eram atât de supărată pe ea, încât vrea să moară. Bine, acum chestiile latinești. Lily și-a scos telefonul și a început să citească. Ego te voco! A citit totul îngrozitor, vreau să spun că nu știu la dar s-o ascult, era dureros. Acum sângele, a spus ea, încrântându-mă, i-am spus, aș așteaptă, ai adus sânge? Și-a bătut brațul, folosind propriul nostru sânge prostuțo. De parcă chiar trebuie să ne tăiem? I-a dat din cap. Nu știu, Ririt, sună cam extrem totuși. Ah, nu mai fi așa un copil, a spus ea. Și apoi, înainte să o pot opri, m-a apucat de mână și, -și mi-a lovit palma cu o foarfecă pe care o să se în mânecă. Lilith, am strigat, ce naiba faci? Nu mai pierdem timpul. Trebuie să facem asta înainte ca sângele să se usuce. A întins mâna spre mine. Poftim, tu scrii primele trei litere, iar eu le scriu pe ultimele două. Economisim timp așa. Eram supărată, dar avea dreptate. Nu mai aveam timp. Ne-am plecat pe covor și ne-am apucat de treabă. Să scrii chestii cu sânge este total supraestimat. Se face să pară o chestie mișto, de legat suflete, dar de fapt e nașpa. Mâna mă ustura, iar faptul că am scris doar prima literă s-a fost suficient pentru a avea nevoie de o pauză. De ce nu am folosit sângele lui Lilith? M-am gândit în timp ce închideam ochii, respirând în greu, încercând să nu mă concentrez asupra durerii. Apoi am tras aer în piept și m-am apucat din nou de treabă, lipindu-mi degetul de palmă și scrinteul. Fără suflare ne-am ridicat amândouă și ne-am îndepărtat de cerc. Și atunci am văzut-o. Nu te cred, a spus Zirit. Ai uitat de a Am văzut dreptate. Literele în sânge arătau Stan. Oh, nu. O voi repara, m-am uitat în jos la rană de la mână, dar nu mai sângera. S-a uscat și... S-a uscat. Ia foarte ca și ți mâna. Nu, nu-mi tai mâna, am spus. Vorbești serios? Mai ai la propriu. Sângeți mâna și va ieși mai mult sânge. Nu vreau. Nu vreau. Amândouă am fost întrerupte de un buzit slab. Ne-am întors amândouă spre cerc, cu inimile bătând cu putere. Sfinteți soi! Am șoptit în timp ce pentagrama gravată cu marcărul a început să strălucească. O lumină roșie slabă care pulsa ca o bătaie de inimă Apoi din ce în ce mai repede, din ce în ce mai strălucitoare, în timp ce un răcnet oribil se repezea în urechile noastre. Ne-am uitat amândouă cu gurile cascate. Nu era niciun demon în centrul cercului. Nicio o creatură cu piele roșie, cu ochi fioroși și coarne din adâncurile iadului. Nu, era doar un tip. Un tip alb cu aspect obișnuit. Poate că în jur de 20 sau 30 de ani purta un tricou gri și pantalon cu buzunare de culoare cachii. Avea barbă pe maxilar și părul cam dezordonat. m Mai sunat? A întrebat el. Lilith și cu mine ne-am uitat una la cealaltă. Eu am scos un sunet neinteligibil de bâlbăială. Eu sunt Stan, a spus el. Asta se iasă un căscat care a expus dinții galbeni și strâmpi Ai nevoie de ajutor sau ceva de genul ăsta? Cum, cum ai intrat aici? Am întrebat în cele din urmă, compunându-mă. Păi, tu m-ai chemat. A, a intervenit Lilith. Încercam să-l invocăm pe Satan. A, o greșeală obișnuită. Ba, cel enervant a în plus, nu-i așa? Am dat înapoi pe încă cu groază la acest om care tocmai a din senin. Am vrut să cred că tipul ăsta intrase cumva prin efracție. Poate că intrase pe fereastră în timp ce eu nu mă uitam, dar adevărul este că mă uitam și l-am văzut apărând chiar acolo, în mijlocul cercului. Eu cu Lilith, a, n-ar fi trebuit să ne implicăm în chestiile astea, m-am gândit. Am simțit că îmi vine să vomit. Era amuzant să vorbesc despre demon și magie neagră și vrășitoarele din Salem, când, în adâncul sufletului, eu nu credeam cu adevărat nimic din toate astea. Dar acum, tocmai am văzut un om apărând din senin. Așa, pur și simplu. Poate, poate că ar trebui să-mi sunt părinții, i-am lui Lilith. Vi fi pedepsită pentru totdeauna. Asta era adevărat. Voi fi pedepsită pentru totdeauna. Poate că am putea să, să scăpăm de el cumva. Hei, mama are niște bijuterii foarte scumpe în camera ei. De ce nu le iei tu și, după să pleci? Nu prea am nevoie de bani, a răspuns el cu vocea lui Nazală. Dar mulțumesc oricum. Ei bine, nu pot să rămâi aici. Îmi place camera ta, a spus el ignorând un comentariul. Alei un CD cu Black Sabbath? Părinții tăi, te lasă să asculti așa ceva? Ce vârstă ai, 14 ani?" Uh, adică e mișto să ai părinți permisivi," a spus Stan ridicând din numeri. Cred că ar trebui să bănuiesc asta din moment ce te-au lăsat să desenezi o pentagramă pe podea și toate cele." Nu sunt permisiv, am replicat eu liniștită. Te pricep doar să ascunzi lucruri atunci, a?" Ai ieșit din pentagramă, așa pornit spre biroul meu." Am la cu Black Sabbath, apoi a scos un sertar și a scotocit conținutul unora dintre ele. Mmm, astea sunt grozave, a spus el ținând în mână unul. unul dintre sitilourile mele, Milky Pants. Ador chestiile astea. Probabil că le lua ca desenezi pe hârtie neagră, nu? Ca să poți avea un întreg jurnal gotic. Ei, deci cu mine ne-am la el fără cuvinte. Noi nu suntem got, a șoptit Lilith în cele din urmă. Da, da, BMO sau ceva de genul ăsta totuși, nu? El a lăsat să iasă un râs. Trebuie să fie ceva ca să încerc să-l pe satana. Lily s-a întors spre mine în timp ce se apleca asupra celuilor sertar al biroului. Trebuie să-l scoatem de aici. Probabil că este periculos. Și dacă părinții tăi îl văd... Am dat din cap. Încet am făcut un pas spre el, stând cât mai dreaptă cu putință. A Ascultă, îmi pare rău, Stan, dar trebuie să pleci. Tata are o pușcă și te va împușca imediat ce ți se întoarce. Lilith m-a înțepat în coaste. Să nu-i spui că suntem singuri acasă." A șoptit ea printre dinți. Și fratele meu mai mare doarme în pivniță. O să vină jos să te bată măr. Așa că mai bine ai pleca." Stan s-a oprit în sfârșit din și din sertare. Încet, încet s-a întors. S-a îndreptat în fața mea. Apoi gura i s-a întins într-un zâmbet care i-a scos în evidență dinții galbeni. Dar tu nu ai un frate Ava." Inima mea a căzut. M-am uitat la Lilith. Ea s-a uitat înapoi la mine și apoi ca și cum a fi comunicat prin telepatie, am alergat amândouă spre ușă în același timp. În mod surprinzător, el nu ne-a urmărit în timp ce alergam pe scări. Găfăind, am apucat-o de mână pe Lilit și am tărât o spre bucătărie, spre ușa glisantă de sticlă. Puteam să fucim direct la familia Thompson, de cealaltă parte, să le spunem că cineva a intrat în casă. Am derapat până la oprire. Ușa frigiderului era deschisă și sub crăpătură i-am zărit Adida și lui alb și murdari plece așa repede, a întrebat Stan în timp ce închidea ușa. Hei, ai ceva bun de mâncat pe aici? Poate chestiile alea mici, gen pufulesc cu brânză, cu, știi cu ghepardul ăla pe pungă? Ne-am dat înapoi. Hei, ascultați-mă, voi două sunteți cele care m-ați chemat aici. Doar nu o să mă dați afară, nu așa? Plecați dacă vă dau citos? Am întrebat cu o voce mică. El ar din umeri. Poate că da. De ce? Vrei să plec? M-am ascuns în camară, am luat o pungă portocalie și am aruncat-o orbește. Poftim, acum ești din casă. Stai puțin, a spus el așezându-se pe scaun, sprijinindu-și picioarele pe masa din bucătărie. A deschis punga cu un pop puternic. Dacă îl invocai pe satana, era clar că încercai să faci o înțelegere cu el, nu-i așa? Și-a aruncat câteva citos în gură și l-a aruncat cu zgomot. Vreau aceeași înțelegere, îl invocam pe satana doar pentru distracție. Da, sigur. Și care urma să fie înțelegerea? Ce vreau ei? Lili și cu mine, ne-am uitat una la cealaltă. Pentru un moment lung a fost să cere. Stan ne privea, așteptând cu nerăbdare pe amândouă. Lilith, eu cu Lilith ne uitam nervos una la cealaltă. În cele din urmă, într-o solu temurândă. Te rog să pleci, am unecat. În regulă atunci, și a ridicat mâinile acoperite de brânză în semn de capitulare. Știi, încercam doar să fiu politicos și să-mi ofer serviciile. Să mă asigur că ai obținut ceva din toată treaba asta cu invocarea, dar am să plec, pur și simplu. Și cu asta s-a ridicat și a ieșit din bucătărie. O secundă mai târziu am auzit ușa deschizându-se și strântindu-se. Lilith, împreună cu mine, ne-am privit în tăcere. Ne-am mișcat doar atunci când sunetul strident al telefonului a cerea. Am aruncat o privire. Nimeni nu mai suna niciodată pe telefonul de acasă. Îl păstram doar pentru apelurile lungi de afacere ale tatălui meu, de fapt. Dar era ora nouă, prea târziu pentru asta. Am făcut un pas pe telefon, confuză, și l-am ridicat încet. Alo? Am întrebat cu o voce blândă. Ava? Vocea de la celălalt capăt al fierului era tremurândă, dar am recunoscut-o imediat. Era sola mea, Sam. Sam? Îmi pare atât de rău, a spus ea prin suspine frânte, dar tocmai, tocmai mi-au spus că sunt mama și tata. A tras aia în piept. Au avut un accident teribil pe autostradă. Tata a fost transportat cu avionul la spital, dar mama, 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 inima mea s-a scufundat. E moartă, Ava. Telefonul mi-a căzut din mâini și s-a zdruncinat pe podea. Dar tot ce mi puteam imagina în minte era Stan cu rânjetul lui îngălbenit și ochii gri ca oțelul, zâmbind un îngânfat că mi oferă serviciile sale. Când aveam doar șase ani, am fost diagnosticat cu schizofrenie din cauza unei voci care mă bântuia de când mă știu. Era o voce joasă, rovoitoare, Abia o șoaptă care mă striga pe nume în întuneric după ce mă culcam. Pele! Cel puțin așa a început. Amintirea mea din primii ani este cel puțin neclară, dar știu că atunci când eram foarte mic nu m-a afectat deloc. Credeam că poate era chiar mama mea care mă liniștea ca să adorm. Totuși, de câte ori povesteam despre asta, îmi arunca mereu o privire. Era aceeași încruntare pe care o făcea atunci când mă prosteam sau făceam ceva greșit. Când aveam 4 sau 5 ani am pus cap la cap și mi-am dat seama că vocea nu era deloc normală. Puțin mai târziu am fost diagnosticat cu schizofrenie și mi s-au prescris medicamente antipsihotice. Cam în această perioadă am început să mă tem de vocea din capul meu. Mi se părea atât de reală. Billy, lasă-mă să intru, Billy. Mi-e foame, Billy. Să te-am în cele mai multe nopți udând în tăcere aștenuturile cu lacrimile mele și uneori chiar și cu urină. Dacă devenea insuportabil, o chemam pe mama. Ea venea pe hol înhalat și a prindea luminile, legându mi capul obosit în brațe. Era tot ce aveam după ce tata a plecat. Unul dintre motivele pentru care mi-a fost atât de greu să separ vocea de realitate este că puteam localiza sunetul. Pele! Nu era ca și cum venea din interiorul capului meu, din toate unghiurile. Dacă rămâneam tras și ascultam zgomotul, fără să mă concentrez asupra fricii, ceea ce, ca să fiu corect, era dificil, puteam cel puțin să-mi dau seama clar de unde venea. Era chiar dincolo de ușa dormitorului meu. Am trecut prin perioade în care am crezut cu totul în voce, în care mă temeam de o oră de culcare mai mult decât moartea însăși. În astfel de momente, furam un cuțit de bucătărie și răscundeam supernă în cazul în care creatura sau orice altă entitate terifiantă se hotăra în cele din urmă să intre. Sau încercam să vorbesc cu ea, să-i pun întrebări. Ce era? De ce mă chinuia? Mi-am dat seama abia când am crescut mai mult că de nebun trebuia să fi părut mamei mele care asculta în cealaltă cameră. Oh, și în caz că ești curios, nu, nu mi-a răspuns niciodată vocea. De asemenea, am dezvoltat teorii despre ce ar putea fi. La început, a venit imaginea unui bărbat aspru, cu o față răcnită, mai târziu, inspirat poate de ficțiunea horror pe care o consumasem, un extraterestru palid, subțire, androgin. I-am povestit mamei mele despre aceste teorii, dar ea mi-a spus întotdeauna să nu insist asupra lor, deoarece nu făceau decât să alimenteze starea mea. Eu o făceam oricum. Nu mă puteam abține. Atunci când auzi o voce aproape în fiecare noapte, acesta este obiceiul de a consuma o mare parte din energie. De asemenea, am discutat gândurile cu psihiatru, pe care îl vedeam odată la două săptămâni sau săptămânal, în perioadele în care afecțiunea am scăpat de sub control. El remarca întotdeauna cât de ciudat era faptul că simptomele mele se prezentau doar în situații foarte particulare. Când era întuneric, după ce mă culcasem, doar dacă eram singur deoarece până la vârsta de 11 ani aveam mai mulți prieteni în preajmă și nu am auzit nici măcar o dată vocea în acele nopți când veneau și dormeau la mine. Și bineînțeles, numai noaptea în pat. Când m-a întrebat de ce credeam că este așa, nu am putut răspunde. Ei bine, dacă nu cumva... Continuă! Stând pe canapeaua psihiatrului meu la 13 ani, un fior rece mi-a șerpuit măduva spinării și mi-a gândirat centrul de frică din creier. Nu, 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 nu e, nu e nimic." Am spus, uitându-mă la masă. Continuă, ce este?" Psihiatrul meu s-a plecat un pic mai aproape. Ei bine, eu, adică, abia am reușit să scot cuvintele. Dacă nu cumva, a fost mama mea și apoi am adăugat imediat după. Dar nu se poate. Am spus asta o secundă mai târziu. Adică, de ce ar face așa ceva?" Am spus, uitându-mă în sufletul psihiatrului meu pentru a mă liniști." Psihiatrul meu, îl chema Tom, s-a lăsat pe spate în fotoriu și și-a mângăiat barba. Expresia lui era solemnă. Apoi, două secunde mai târziu, după contemplare, s-a plecat încet, astfel încât fața lui era la jumătatea mesei. Am să spun ceva, ce nu sunt sigur că ești pregătit să auzi, Bill. Dar acum este un moment la fel de bun ca oricare altul. Pe măsură ce a continuat, inima a început să-mi bată cu putere și simțeam cum mi se formează transpirație la subsori. Am să spun ceea ce am bătuit în ultimii doi ani și îmi pare foarte rău, dar nu va fi ușor pentru tine. Și-a întins peste masă și m-a strâns de omor. Nu cred că ai schizofrenie. Mi s-a făcut rău în timp ce spunea aceste cuvinte. Cum adică, am spus, în pragul lacrimilor, absolut dezgustat de ce auzeam. Bill, sunt în această afacere de peste 10 ani, te cunosc pe tine tot de atâta timp și am ajuns să te respect pe tine și ceea ce a trebuit să înfrunți." Și știu că este neprofesional, dar iartă-mă că spun asta, dar te iubesc." Am găsit în sec, am întâlnit mulți clienți cu afecțiunea ta și, deși nu este în afara posibilității ca tu să suferi într-adevăr de un fel de boală, cred că ar putea exista o altă explicație." Nu, am repetat cuvântul la nesfârșit, nu, 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 înnecându-i restul cuvintelor până când în cele din urmă m-am ridicat și am plecat." Îmi amintesc că am fost indignat pentru restul săptămânii de ură a acestui bătrân bolnav și rătăcit pe care îl respectasem și în care avusesem cândva o încredere profundă. După ce am explicat experiența mamei mele, aceasta m-a mutat la un alt psihiatru și a încercat să obțină concederea lui Tom. Din nefericire nu exista nicio dovadă a ceea ce mi-a spus. Nu am mai auzit vocea timp de aproape un an după aceea. Am început să mă simt mai bine ca o persoană normală. Dormeam mai bine, zilele au devenit mai însorite, întunericul a devenit mai luminos. Era ca și cum o greutate fusese ridicată de pe omerii mei. Îmi amintesc atât de bine această perioadă, atât de plină de soare și râsete. Evenimentele curgeau ca un flux fără cusur, zâmbetul mamei mele și părilei șate în șondul al legănat în vânt. Glumele prostești cu cea mai bună prietena mea și dragostea tânără. Asta e cu tot o altă poveste. Dar bineînțeles că trebuia să se întoarcă. aveam o boală psihică la urma urmei. Aceasta nu dispărea pur și simplu ca o tăietură sau o vânătaie. Sunt căsătorite cu tine pe viață, lucru pe care Tom, în mod clar, nu l-a înțeles niciodată, în ciuda anilor săi de studiu în domeniu. Destul de curând, lucrurile au devenit la normal. Săteam treia sau aproape adormit, când șoapta cea moale și stranie își crea drum pe sub ușă. Billy! Și nascu scufundat din nou în coșmarurile mele, în teroare, în izolare. Ați putea crede că restul vieții mele nu va trebui să sufere din cauza unei singur voci pe care o auzeam noaptea, dar vă înșelați. În afară de faptul că mă chinuia ore întregi, mă împiedica somnul și mă umpla de o teroare mortală, îmi amintea constant că eram diferit, un ciudat. Mă simțeam singur cu vocea, deoarece nu puteam vorbi prea mult despre asta cu nimeni, cu excepția mamei mele, care, deși încerca să înțeleagă, nu a putut niciodată să se conecteze cu adevărat, cu suferința mea la un nivel fundamental. Eram singur, speriat și deprimat. Am încercat să o termin cu toate de două ori. Odată la duș, iar altă dată, îmbătându-mă, punându-mi o pungă de plastic peste cap și știți mai departe. Ambele dăți de au eșuat pentru că mama a intrat peste mine. Faptul că am fost îngrijit în spital a fost cel mai jos punct din viața mea. Dar m-a dus la un loc de cumpănă, întins pe patul alb, cu copci la brațe. Mi-am spus, de data aceasta voi face ce nu am făcut niciodată. Îl voi înfrunta pe acest nenorocit de monstru sau voi muri încercând. O mică parte din mine m-a avertizat că starea mea pune stăpânire pe el, dar oricum era prea puternic pentru mine. Renunțasem să mai încerc să controlez. În aceeași noapte în spital am auzit din nou vocea. Nenorocitul ăla era în spatele perdelei de la cabină. Puteam chiar vedea silueta nenorocitului. Billy!" Tonul său slab și răgușit se auzea mai clar ca niciodată. E timpul să-ți extragem sufletul, Billy. Din nefericire, s-a îndepărtat înainte că eu să pot trage cortina. Când m-am întors acasă, câteva nopți mai târziu, am auzit din nou pe Ticolos. Bere, sunt o mai aproape de a deschide ușa asta, să știi. Abia aștept să te rup membru cu membru. Belei, Am desprins ușor pătura, am atunci o pe care o țineam sub saltea și m-am deplasat în vârful picioarelor pe podeaua dormitorului meu. Dintr-o singură lovitură am rupt întrerupătorul de lumină, mi-am retras brațul și am deschis ușa cu toată forța. M-am aruncat cu ferocitate în spatele de dincolo, dar nu am putut vedea nimic, deoarece ochii mei încă se adaptau la lumină. Știam totuși că am lovit ceva, pentru că am simțit în mod deosebit. Am auzit, de asemenea. În sfârșit, eram față în față cu creatura care mă chinuise toată viața. Mama mea era îngenuncheată cu fruntea împunsă de șurubelința pe care o agitasem cu câteva clipe în urmă. Ochii nemișcați, prin streșinele de sânge ca un sirop gros, priveau înapoi cu o răutate rece. Atunci mi-am dat seama ce încerca Tom să-mi spună. Ceea ce bănuisem și eu, în clipe fulgerătoare, dar nu îndrăzisem niciodată să recunosc. Nu eram bolnav. Mama mea era. Prima dată am observat ieri ceva ciudat care m-a făcut să mă gândesc mult mai atent la ce naiba se întâmplă în jurul meu. Era ora 9 dimineața, la câteva zile după Crăciun, iar eu eram învelit în plapuma mea caldă din patul meu. Am auzit zumzetul familiar al telefonului meu care se încărca în cealaltă parte a camerei. M-am forțat să mă dau jos din pat, M-am strecurat în papucii confortabili pe care-i primise anul acela de Crăciun și m-am îndreptat și eu spre telefon, simțindu-mă ca după o noapte de băut, deși nu pusesem gura pe băutură de ceva vreme. Era prietena mea, Lucy, cu care stabilisem să ieșim la o masă în oraș a doua zi. Sper că mâine nu va fi atât de vânt," mi-a scris ea în mesaj. Iar eu am răspuns, Lol, da, sper că nu." Nici măcar nu mă uitasem încă pe fereastră. Vreau doar să mă întorc în pat, așa că asta am făcut. M-am trezit apoi în jurul orei 13, după ce dormisem mult mai mult decât intenționam. Dar în zilele de vid, dintre Crăciun și Revelion, cui pasă cu adevărat? M-am ridicat și am deschis perderele pentru a da puțină lumină camerei mele plictisitoare și întunecată. Nu era deloc vânt. Despre ce vorbea Lucy? Deși trecuseră câteva ore, m-am gândit că vântul tocmai se potolise. Am stat o clipă și am admirat norii. Era genul de zi în care cerul este echilibru potrivit între înorat și senin. Suficient de senin pentru ca soarele să se reverse pe pământ, dar suficient de înorat pentru a oferi o vedere contrastată în sus. Era foarte pitoresc și plăcut de privit. Ceea ce nu știam încă este că coșmarul începuse deja. Nu am ieșit deloc în acea zi, în ciuda vremii minunate. Mi-am petrecut-o pe diverse site-uri de streaming, în pijamale, consumând trei ciocolate calde și mult prea multe alte lucruri de care mi este jenă să scriu aici. Oricât de bine și confortabil mă simțeam, ceva mi se părea ciudat. Întotdeauna mă simt ciudat după Crăciun, mă simt ca și cum ar exista un fel de limbo dar acest lucru mi s-a părut mai exagerat decât de obicei. Dar am ignorat acest sentiment, gândindu-mă că este doar carierul meu îmbibat de prea multe calorii. A doua zi, m am venit la fel ca asta. Aceeași rutină din nou. M am dat jos din pat pe la ora 13. M-am strecurat în papuci și am deschis perdelele. M-am oprit din nou să mă uit la cer. Arăta remarcabil de asemănător cu cel din ziua precedentă, Așa cum am tendința de a face, totuși am ignorat acest lucru ca fiind ceva puțin ciudat. Mi-am dat seama că telefonul meu era pe pat. Uitasem să-l încarc, iar acesta era la doar 2%. Aveam un apel pierdut de la Lucy, așa că am sunat-o repede înapoi. Hei, Lucy, îmi pare rău că am ratat apelul tău. Nu-ți face griji, rămâne să ne vedem la ora două, da? Da, absolut, practic, sunt gata. Ca o mică paranteză, nu eram nici pe departe gata. Mișto, am vrut doar să verific din cauza de cât vânt este din nou afară. O, nu pare chiar atât de mult vânt. Ha, stai să vezi când ești afară. Este boribil, dar anunță-mă dacă trebuie să anulezi această întâlnire. Bine, sigur, așa o să fac și vorbim în curând, papa. Pa. de îndată ce am pus telefonul jos și l-am încărcat, am deschis fereastra asta și am scos mâna afară nu se simțea deloc vânt. Dar am uitat repede de asta și am început să mă grăbesc ca să mă pregătesc. Abia am ieșit din casă pe la ora 13 și 40 de minute cu telefonul acum la 10% datorită încărcătorului meu de 2 bani. Dar știam măcar că acum voi ajunge la timp pentru întâlnirea noastră. În timp ce am început să merg, am observat lipsa totală a vântului. Nici măcar o briză ușoară nu a trecut pe lângă mine, Zgomotul frunzelor care foșneau în copaci era sinistru, dar absent, iar când m-am uitat în sus am văzut că norii erau complet nemișcați. Nu mai văzusem niciodată aerul atât de nemișcat. Dacă stăteam pe loc și nu mă mișcam, lumea părea ca și cum ar fi fost înghețată în timp, perfect păstrat imaculat, doar pentru mine. În acel moment a fost ciudat de liniștitor până când am observat ceva și mai ciudat, ceva ce nu observasem încă. Nu trecusem pe lângă absolut nicio persoană, nu auzisem ciripitul niciunei păsări și nici nu văzusem nicio mașină. M-am gândit că poate vântul tocmai se oprise de curând și deși nimeni nu ieșise încă afară, deși știam în adâncul sufletului meu că acest lucru era imposibil, pentru că știam de când mă trezeam că nu era deloc vânt, am ajuns la locul de întâlnire, exact la ora 2, centrul orașului. Era absolut mort și gol. Nu se vedea nimeni, nici măcar Lucy. Atunci mi-a trimis un mesaj. Unde ești? scria. Eram în fața restaurantului. Pizza Pizza. Sunt în fața la pizza, i-am scris. Și eu la fel. Poate ești în spatele mulțimii, lol. Vino mai aproape de ușă, că nu te văd. Mulțime? Despre ce mulțime vorbea? Despre ce mulțime vorbești? Și am răspuns la mesaj. M-a sunat pe video în acest moment și atunci mi-am dat seama cu adevărat ce se întâmpla. Am răspuns și în același moment am observat că stăteam în exact același loc. Am un două chiar în fața intrării principale, doar că în înregistrarea video, alți oameni treceau pe lângă ea, iar eu eram complet singură. De fapt, stăteam chiar deasupra ei. Cu toate acestea, era clar că nu eram nici pe departe lângă ea. Amândouă stăteam în picioare și ne priveam una pe cealaltă prin camera telefoanelor noastre, singurul lucru care ne lega în prezent. Niciuna dintre noi nu a reușit să scoat un cuvânt înainte ca telefonul meu să moară. Singurul lucru din lume care ne permitea să ieșim din asta, tocmai a murit în mâinile mele. Panica a început să se instaleze. Am fugit în restaurant. Era gol. Am fugit în magazinul de peste drum. Era gol. Am fugit afară și am țipat. Țipetele mele răsunând pe străzile goale. Faptul de a fi singură n-a fost întotdeauna o anxietate de-a mea. Iar aceasta este cea mai mare frică a mea devenind realitate. M-am prăbușit pe drum plângând. Am vrut să mă trezesc, dar era dureros de conștientă de cât de trează eram deja. Drumul spre casă a durat doar jumătate din timpul pe care mi-l luase să ajung acolo. Am deschis televizorul și era normal. Totul era normal. Semnalul funcționa complet bine, și totuși, fizic sunt singură, sunt în propria mea lume. Scriu aceste rânduri de pe laptop, în timp ce mi telefonul. După ce postez asta, o voi suna pe Lucy înapoi. Încă nu știu ce este asta. Știu doar că nu este lumea mea. Dar e conectată la ea. Adică trebuie să fie astfel. Cum aș putea să folosesc și să navighez pe același internet ca tine? Mă uit afară și totul e atât de liniștit. Totul este atât de singuratic și gol și nu știu cu adevărat unde mă aflu. Copacii nu se clatină, norii stau nemișcați și vântul nu mai bate. Nu am fost niciodată o persoană foarte bună în viață. Mi-am și la soția, am trăit astea păstatului cu taxele, am furat de la partenerii mei de afaceri, mi-am bătut copiii ori de câte ori se uitau urâ la mine și în general m-am comportat ca un emernic. În retrospectivă, văd clar. Mi-aș dori să o pot lua de la capăt și să fac totul din nou cum trebuie. Într-o noapte, în într drum spre casă, de la cabinetul meu de avocatură, o furtună de gheață ciudată a acoperit autostrada. Aveam tracțiune integrală și nu m-am gândit la grindina și la zăpada care cădeau, până când un camion din fața mea a început să alunece. Apoi a făcut un cap de pod și s-a răsturnat, aterizând nici la 3 metri în fața subului meu. Nu am avut timp să reacționez. Am frânat în ultima milisecundă, dar am sfârșit prin a intra în partea laterală a remorcii, la 70 de mile pe oră, fără să am centura de siguranță pusă. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că timpul a încetinit până la o viteză foarte mică în timp ce zburam prin Paviz, cu cioburile de sticlă securizată strălucind ca niște stele în aerul de iarnă din jurul meu, apoi a fost beznă. M-am trezit țipând și hiperventilând în aceeași beznă, dar fără nicio durere. În întuneric mi-am pipăit corpul, trecându-mi mâinile peste brațe, picioare, piept și față. Nu părea să am nici măcar un rup sau vreo lacerație. Eram chiar în același costum armani scump pe care îl portasem în timpul accidentului. Părea un miracol că supraviețuisem -mi cumva nevătămat, fără nici măcar o ruptură în costum. Am stat în întuneric, întinsând în mâinile în fața mea și împiedicându-mă cu pași scurți și ezitanți. După câteva minute de așa ceva, m-am lovit de un zid. Peretele era cald și părea să vibreze sub degetele mele. Am apăsat pe el, iar mâinile mele au intrat în el ca și cum aș fi împins în chit de fereastră. Am început să smol bucăți din perete și să le arunc în spatele meu, iar un fascicul de lumină a pătruns prin gaura pe care tocmai o făcusem. Raza a luminat peștera în care mă aflam, arătând o podea de pietricele îmbibate în straturi după straturi de sânge coagulat, de culoare roșu închis peretele însuși arăta ca mațele unei creaturi masive. Avea cioburi lungi de os alb care străluceau. Partea superioară și inferioară cu bucăți mai mici de os care le conectau. Restul era format din niște țesuri de un roșu deschis și vibrând ca niște intestine care fusese derulate pentru a forma un perete solid și nesfârșit. M-am uitat în jos la mâinile mele și am văzut cu groază că zeci de vieni se contorsionau de-a lungul încheieturilor și mâinilor mele. Am țipat și m-am dat înapoi. Am încercat frenetic să mă scutur de ei, dar simțeam înțepături fierbinți venind din mâinile mele în timp ce mă mușcau, iar și iar. După câteva minute în care m-am răsucit și mi-am frecat mâinile, am reușit să le scop pe toate. Îmi simțeam inima bătându-mi în piept și, instinctiv, în tot verificam restul corpului pentru a mă asigura că scăpasem de viermi mușcători și sugători de sânge. Lumina blândă și aprinsă care a pătruns prin gaura pe care am făcut-o în peretele locuinței mi-a arătat o ușă pe partea opusă a holului de la perete. Din câte am putut vedea, acesta avea un hol drept care pleca în întuneric. Neavând alte opțiuni bune, am început să merg pe hol, lumina minusculă dispărând rapid în neant. Mi-am întins mâinile în fața mea și am pipăit pereții netezi de piatră am mers în linie dreaptă în timp de ceea ce mi s-a părut a fi ore întregi înainte de a vedea o de lumină roșie. La început doar un punct minuscul, pe măsură ce mergeam spre ea, creștea și creștea, până când mi-am dat seama că mă uitam la o ușă care trebuie să fie avut șase metri înălțime, înconjurată de oase albe și lustruite pe toate părțile. Oasele care compuneau cadrul ușii erau atât de masive încât păreau să provină de la o balenă albastră ca și cum cineva ar fi luat coastele de la una dintre ele și le-ar fi contopit într-o boltă. În timp ce mă apropiam de această ușă, nu mă puteam gândi decât la soția mea, la copilul meu, la slujba mea, la tot ceea ce mă identificam, ca fiind eu, la tot ceea ce îmi dădea sens. În ciuda faptului că mi-am ușat la soția de multe ori, încă o iubeam în adâncul sufletului. La urma urmei, o protejasem de cunoașterea faptului că eram un soț prost, pur și simplu din dragoste pentru ea. Nu lăsase niciodată pe copilul meu de 5 ani să bănuiască faptul că tatăl său era implicat în ceva ilegal sau imoral. Dragostea mea pentru ei mă făcut să-i protejez de toate lucrurile pe care trebuia să le fac pentru a ne garanta o viață mai bună, iar acum îmi doream doar să-i văd din nou și să fiu cu ei. Știam că eram în esență o persoană bună și vreau doar o nouă șansă de a o dovedi. Le-am păstrat chipurile lor în ochii minții în timp ce treceam prin arcada masivă, Părea suficient de mare pentru a trece un tractor cu remorcă prin ea. Am văzut o lumină pâlpâitoare venind din partea cealaltă și, inspirând adânc, am pășit peste prag. Ceea ce am văzut m-a îngrozit și m-a șocat până la nemișcare. Intrasem pe un câmp deschis. Norii roșii și negri întunecase deasupra blocând orice cer. Lumina care se filtra printre ei arunca totul într-o strălucire sângeroasă. Câmpul în sine părea la început ca un câmp de fermier cu rânduri de pământ fiind distanțat Arată în linii perfecte, crescând din pământ, se află mai multe plante brune, gemuite, acoperite de spini. Din vârful fiecăreia din ele se agăsa un sac mare de ouă, cântărind planta și aplecând multe dintre ele la pământ. Sacii de ouă erau pale și neînterupți, plini de lichid și cu siluete întunecate în fiecare dintre ele. Am văzut ființe contorsionându-se, câte o siluetă de o mărime adultă în fiecare sac unele punându-și fețele pe peretele sacului într-un țipă tăcut, altele încercând să scoată brațele sau picioarele prin el. Dar în robust al gălbenușului se încovoia pur și simplu cu brațele și picioarele lor și nu ieșa. Părea că oamenii din interiorul ouălelor se necau cu toții. Am început repede să merg cu viteză între rândurile de plante oribile, întrebându-mă dacă plantele se hrăneau cu oamenii din sar sau dacă pur și simplu îi hrăneau și le dădeau naștere. Când am trecut de primul rând, unul dintre sari s-a spart și un torent de lichid fetid și putrezit a izbucnit, aruncând la picioarele mele o femeie frumoasă și goală. Avea părul lung și blond și ochi verzi, pielea fără sur și un nas mic și răsucit. A inspirat adânc ca și cum s-ar fi necat înainte de a se uita la mine. O, Doamne!" a spus ea, te rog, nu-mi face rău." Am clătinat din cap și am ajutat-o să se ridice în picioare. De ce v-aș domnule? Doamnă?" am întrebat-o. Toată lumea de aici mă rănește, a spus ea, începând să plângă. Îi tremurau degetele în timp ce plângea, plecându-și capul într-un mod patetic. Am apucat-o de braț. Vă promit că nu vă voi face rău. Eu sunt unul dintre băieții buni. Dar cred că ar trebui să plecăm, a spus. Trebuie neapărat să găsim o cale de ieșire de aici. Să ieșim de aici? a întrebat ea plângând și râzând în același timp. Nu există nicio cale de ieșire de aici. Nu știu unde te afli? Am clatinat din cap. Acesta este iadul. Nu știu dacă este iadul în sensul iudo-creștin, dar e destul de aproape. Toți cei de ei sunt morți. Eu nu mă simt mort, am spus frecând mi mâinile de costum, de față, de păr. Totul pare intact. Ea a dat din cap la acest lucru, plânsul ei, liniștindu-se, în timp ce se concentra asupra feței mele. Toată lumea vine, așa a spus, până te prind, te torturează, te ard, te sfâșie, apoi când corpul tău este prea epuizat pentru a mai simți, te îngroapă în aceste câmpuri. Aceste plante cresc peste noapte, îmbenindu-ți corpul într-un sac și aducându-l la suprafață, unde trebuie să te hrănească și să te reînvie. După ce ești suficient de vindecat pentru o nouă rundă de tortură, fructul plantei explodează. Dar cine va aduce pe aceste câmpuri? Cine este responsabil? Am întrebat eu cu pupilele dilatate, cu ochi mari. Aș opti răspunsul. Îngerii. În acel moment, un fulger a căzut din cerul roșu, spărgând zeci de plante din apropiere și aruncându-ne într-un amestec de sânge, lichid amniotic, spin și frunze. Am apucat-o de braț. Hai să plecăm de aici, am spus. Putem vorbi mai mult când vom ajunge într-un loc sigur. Ea a râs la asta ca și cum ar fi fost cel mai absurd lucru pe care l-a auzit vreodată și am început să fugim. Apropo, a spus în printre respirații, numele meu este Jay. Angela, a spus ea, la capătul câmpului am văzut un drum asfaltat. Avea nenumărate gropi și crăpături care îl străbăteau, iar unele părți din el fusese rășterse și căzute dintr-un părâu care curgea paralel cu cel de pe partea cealaltă. Dar tot m-am bucurat să văd un semn de potecă. Un drum!" am strigat, arătând cu degetul un de entuziasm. Poate că drumul acela ne duce undeva în afara acestui iad." Ea a clătinat din cap uimită de prostia mea, dar am ignorat-o. Trebuie să sper că există o cale de ieșire, că acesta nu este doar un peisaj nesfârșit de orori sub un cer roșu ca sângele. Drumul părea să se întindă în ambele direcții la nesfârșit, estompându-se în fiecare orizont, într-o linie perfect dreaptă, am putut vedea că unele părți ale drumului lipseau cu totul și părea că unele poduri se prăbușiseră mai jos. În direcția în care priveam, așa că m-am întors în direcția opusă și am început să mă mișc, ținându o de mână pe Angela în timp ce mergeam. Prezența ei mi-a oferit un oarecare confort. Chiar îmi amintea într-o oarecare măsură de soția mea, pentru că amândouă aveau pielea foarte deschisă și ochii verzi. Dacă acesta este iadul, am spus, atunci de ce ești aici? Ea s-a uitat la mine surprinsă de întrebare, sconțând un oftat adânc și a întors privirea. Nu are rost să păstrăm secrete aici, cred, a spus ea. Oricum vom fi captorați și torturați până la moarte din nou. Asta este tot ce fac aici, doar un ciclu nesfârșit de durere și moarte. Mulți dintre acești oameni își pierd complet mințile și a mâna peste o de parcă o durea capul. Întotdeauna mi-am dorit să fiu actriță, dar am crescut fără bani. Am întâlnit un bărbat mai în vârstă care mi-a spus că are încredere în mine și că vrea să mă ducă la Los Angeles. Dar aveam nevoie de bani ca să ajungem pe coasta de est, la Los Angeles, și să trăim acolo cât timp în căutam de lucru. Așa că m-a convins să jefuiesc o bancă cu el pentru a-i obține. Inutil să spun că nu a funcționat foarte bine. S-a speriat și o omul doi dintre casieri înainte ca un agent de securitate să iasă și să-l împuște în cap. I-am luat pistolul și l-am ucis pe paznic. Am luat banii și am fugit. Când polițiștii m-au ajuns din urmă, am tras să începe dreapta, mi-am pus armă la tâmplă și m-am pus pe trăgaci. Nu aveam absolut nicio intenție de a merge la închisoare pentru tot restul vieții mele. Eram doar o puștoaică naivă, serios. Nu venea să cred că această tânără angelică cu o înfățișare inocentă participase la așa ceva. M-a șocat până în modul oaselor. Dacă ăsta este iadul, am spus, nu prea simt că aparțin. Da, am făcut unele lucruri rele, dar nu am ucis niciodată pe nimeni. Nu am pus niciodată un pistol la capul cuiva, nu am ucis nici măcar un animal." Ea s-a uitat la mine brusc. Te minți doar pe tine însuți," a spus ea. Nimeni vinovat nu vine aici." Dar nu-mi pasă ce ai făcut, ca să fiu sinceră. Suntem amândoi aici și asta-i tot ce trebuie să știu. Nu există nicio speranță, doar să nu mă trădezi. Singura noastră șansă de a supraviețui mai mult timp este să rămânem împreună și să avem încredere unul în celălalt. În timp ce alergam, câmpurile au început să dispară și ceea ce părea a fi un oraș vechi și dărăpâna din vestul țării a început să le ia locul. Am văzut oameni spânzurați de indicatoare stradale. În general, părea totuși cel mai sigur loc din zonă, așa că am început să o trag pe Angela în acea direcție. Era o cărciumă veche, cu porți care se bălângăne și am intrat înăuntru. Feindu-ne de orice capcană, Într-un colț am văzut ceea ce părea fi un cavaler medieval cu aripi albe masive care îi curgeau din spate. Ținea gura deschisă a unui om în timp ce un alt bărbat îmbrăcat într-un costum complet de armură albastru solucitoare îi turna plumb topit pe gât. Bărbatul a țipa pentru o clipă, apoi plumbul i-a mâncat gâtul și s-a prăbușit la pământ. Îngeri, mi-a spus Angela. Capetele lor s-au întors pe noi, dar nu aveau chipuri, era doar un gol negru și un gol sub o cască de platină, una care părea să strălucească din propria lumină interioară. sau au apropiat de mine, iar eu am apucat-o pe Angela. Vă rog, vă rog, luați-o luați pe fată și lăsați-mă pe mine să trăiesc, am țipat." Inima mi-a explodat de neliniște în piept. S-au uitat unul la altul, apoi înapoi la mine. Spuneți-mi cum să ies de aici, ea este a voastră." O voi ține în timp ce tu o vei arde de vie sau o vei tăia bucăți." Te rog, te rog, vreau doar să-mi văd familia. Spre uimirea mea totală au dat din cap. Unul dintre ei a vorbit într-o cadență adâncă și lentă, vocea asemănând cu mii de tonalități diferite, toate amestecându-se și răsânnând unele peste altele. Poți să călărești fulgerul până pe pământ, a spus unul dintre ei. Fulgerul ne conectează cu cei care apelează la magie, cu cei care invocă demonii sau încearcă să contacteze fantomele. Toți cei care sunt slabi și mici pot fi copleșiți de cei care călăresc fulgerul până la ei și îi posedă." Dar în cele din urmă, te vei întoarce întotdeauna aici." Am dat din cap, aruncându-o pe Angela în direcția lor și întorcându-mă să alerg înapoi pe câmp." Fulgerele se prăbușeau peste tot în jurul meu, spărgând de ouă și plante la fiecare câteva secunde, dar nu mai mi-era frică de ele." M-am uitat spre cer și am văzut un vârtej roșu și negru și am stat sub el, când un fulge m-a lovit direct în centrul capului. Am simțit că sunt aspirat cu o viteză incredibilă și am văzut deasupra norilor un vid adânc. Am căzut în vid și am văzut prin un alt set de ochi doi adolescenți care se jucau cu o tablă Ouija într-un cimitir, chicotind ca și cum ar fi fost un joc, înconjurați de lumânări negre. Demoni, vă chemăm să ne răspundeți, a strigat unul dintre ei cu o voce înaltă. Când gura i s-a deschis, m au repezit în ea, ochii s-au murit în șoc și i-am împins sufletul afară, trimițându l în spirală înapoi în vidul din care tocmai ieșisem. Acum aveam controlul complet asupra corpului său. Hei, omule!" m-a întrebat celălalt puști. Ești bine?" L am dat din cap, zâmbind, uitându-mă în jurul acelor senin și simțindu-mă ușurat că m-am întors. Niciodată nu am fost mai bine, amice!"